Salut! Stăteam și mă cufundam într-un pahar de vin roșu, foarte bun, și mi-aduceam aminte de vremurile copilăriei. Nu sunt eu în creangă, nu povestesc din aminte din copilărie, dar mă gândeam eu așa acum la un vin. Oare, când eram copil și alergam până zăpadă până la genunchi, și a intrat iarna în casă și bunica mea îmi făcea într-o tigaie de aia pe foc, pe plită, pe sobă, la foc de lemne, cârna sprăjit și scotea de la putinei, brânză de putinei, brânza aceea mărunțită, și punea peste cârnaț la urmă. Și întingeam acolo cu mămăligă, mâncam de rămâneam, era cea mai bună mâncare pe care puteam s-o vedem atunci. Și am zis, de ce să nu fac și eu acum? Tot în copilăria mea, tot la țară, că vedeți, amintirile se duc la bunici cele mai mult. Mai mâncam, mă leg numai de mâncare, se vede pe mine, deci. Mai mâncam, ia, mămăligăm, fiartă, bine fiartă, dar moale. Și atunci era amestecată, nu cum o să o fac eu în seara asta, era amestecată cu ou fiert mărunțit, cu unt, și cu brânză răzuită. Toate amestecate, cu o mămăligă fierbinte, mâncai cu lingura. Da? Și înțeai că se lipește pe tine mâncarea aia. Vreau să retrăiesc senzațiile astea. Vreau să retrăiesc senzațiile astea. Trebuie să-mi iasă, pentru că am toate ingredientele necesare. Am brânză făcută de buni gospodari de la mine, de la țară. De acolo mă aprovizionez tot ce ține de produse lactate, de asemenea ouă, curcani, găini, iepuri, tot ce ține de țară, avem surse. Le spuneam că am materia primă, beau vinul ăsta, mă bag în bucătărie și încerc să-mi aduc aminte de copilărie, de bunici. Pasul 1, bucătar de weekend. Și că tot veni vorba de gospodarii mei de la Râhov, tanti Mărioara, neam Marinel, să le dea Dumnezeu sănătate, să-i țină în forță, să poată să aibă grijă în continuare de o gradă. Deci niște oameni extraordinari, îi recomand pentru cei din jur, sursă de încredere de tot ce înseamnă materie primă sănătoasă. Sper că preparatele mele să readucă memoria voastră a celor de o vârstă cu mine și care au trăit momentele astea.